Copilul care distruge toți pro playerii la Fortnite. Eu când am făcut ultimul view party la FNCS, când a intrat pe scenă acest Moneymaker, acesta este copilașul, toată lumea a încheiat Moneymaker, Moneymaker, Moneymaker. Și eu nu știam cine e, așa că am trecut mai departe. Totuși, în ultima perioadă, îl văd că mi-apare peste tot. Și bro, este insane. Dă cu jocul în cap la pro player, omul meu. Are 14 ani, deci este încă un pufuleț mititel. Și e și de pe controller, așa că vreau să aruncăm astăzi o privire să vedem cum joacă. Bun, acesta este pufulețul Moneymaker. Money... bani, maker, adică făcătorul de bani, ceva, omul meu face bani, dar repet, are 14 ani și este la turneu aici. Bănuiesc că e turneu de la unde dacă faci Victory Royale iei 100 de euro. Controller, da? Uitați-vă la el, la controllerul acesta mic, ce face. A făcut un video acum cu CypherPK și i-a dat bully. În continuu, i-a dat bully 14 minute. De acolo m-am inspirat și eu să fac videoclipul ăsta, că nu știam cine e efectiv. Și acum chiar e interesant, chiar curios să văd cum joacă. 14 ani, controller, Moneymaker, da, omul care face bani, aparent. Știu că majoritatea îl știți, nu știu de unde îl știți, de pe TikTok, de pe alea. Eu nu-l știam, dar l-am văzut acum recent, de când a explodat. Și da, evident, omul bunicel. Prima dată nu mi s-a părut insane. Nu mi s-a părut insane prima dată, dar da, aparent m-am înșelat. Să vedem, e posibil să ajungă la nivelul ăla clicks, mongral, ceva de genul ăsta, dar Mr. Savage, dar să vedem. Vreau să mă uit și eu să văd cum joacă. Văd că folosește shotgun-ul ăsta automat, să zicem așa. Chiar sunt tare curios dacă voi îl știți, lăsați și voi un like, lăsați un comentariu dacă îl știți, dacă nu îl știți, un subscribe dacă vreți să facem content puternic în continuu. Și ia ce ping are, nu știu, are 18 ping, 19 ping, aparent e din Suedia, de undeva, din țările astea nordice. Și insane, bro, cum trage așa de pe controller. Și acum țin minte, când făceam live-ul la FNCS și toată lumea pe chat, Moneymaker, Moneymaker, Moneymaker. Da, bro, e bun, dar na, dacă încă nu-l știe lumea. Și mi se pare foarte interesant, am văzut în videoclipul ăsta de la făcut cu CypherPK. I-a dat bully, bro, i-a dat bully, o grămadă, dar i-a dat bully, l-a și bătut cu 100 și ceva ping. Dar i-a și dat bully și nu știu acum dacă personalitatea asta lui așa toxică e adevărată sau face show, omul meu. Sau el, nu știu, eu chiar cred că așa e el. E un pufuleț mic, toxic, de se joacă Fortnite în continuu și rupe pe toată lumea. Incredibil. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el în ce hal joacă de pe controller. E senzațional. Cred că oricum bagă 10 ore de Fortnite pe zi. Dar mi se pare foarte interesant. Știți câți ani avea ăsta, când, ăsta micul, când a ieșit Fortnite-ul? Deci când s-a lansat prima dată Fortnite-ul, pufulețul ăsta avea 8 ani. Deci să zicem că s-a apucat de Fortnite, nu știu, la 10 ani și are 4 ani. Cred că așa zice, bro, te apuci de Fortnite la 8 ani, nu. Cred că pe la 10 ani s-a apucat. Și uitați-vă, deși e de pe controller, s-a mișcat, se mișcă foarte, foarte repede omul. Ia uitați-l pe pufulețul ăsta, în ce hal joacă, bro. Insane, incredibil în ce hal joacă și cât de repede se mișcă. Ping. Nu ping, adică nu se vede, nu joacă de parcă stilul ăla de zero ping, de te duci și ei tot timpul zidul la toată lumea. Foarte curios să-l văd ce face pe viitor, dacă o să ajungă la titlul ăla de mega star și mega mega pro player, să ajungă pe la FNCS-uri, să câștige FNCS-ul. Dacă a fost invitat la FNCS-ul ăla global, înseamnă că e bun. Și hai să vedem mai departe ce. Ăsta e abia primul match, are 13 kill-uri în primul match. Nu știu sigur dacă ia bani aici, dacă câștigă match-ul ăsta. E doar match de calificare la Victory Cash Cup ăla. Ce picuri are, ce edituri face. Uitați-vă un pic la editurile astea, care nu sunt pe creativ, da, sunt pe match. Sunt pe endgame. Insane. De câte aud, are și un coach. Are cineva care
Îi zice cam pe unde să se ducă, pe unde să se rotească. Cam insane, cam insane cât de repede se mișcă omul meu. Money maker. Insane. Situație 1 versus 1 și se duce, deja l-a văzut pe ultimul player. Nicio treabă n-are, bro. Nicio... Au, îi dă și bully la ultimul. Mamă, îi dă pickaxe. Wow. I-a dat și bully un pic. Insane că jucătorul, văd că își numește subscriberi, gen membri. Flopări, bro. Aparent zicea în clipul ăla cu Cypher PK face asta pentru că el ar semăna cu un flopper. Și wow, wow, ușor răule. Chiar aduce un pic a flopper. Ia, ce faci mai departe? 18 e pe endgame aici. N-ai, bro, despre ce vorbim. Vedem dacă câștigă și ăsta. 3 medkituri, dar văd că se folosește de meta asta care e acum cu medkitsane. Dar primul meci oricum l-a câștigat Lejereanu, bro, l-a câștigat Lejereanu. Sunt curios dacă... Wow, i-a dat de meci cu ăla. Sunt curios dacă avem și noi în România playeri de pe controller care joacă atât de bine. Că da, probabil acum dacă ar fi să ne gândim la playerii... Wow, wow, wow. Din lume, playerii de controller foarte buni, care e Rit și e Moneymaker ăsta. Nu-mi vin acum în cap alți pro playeri de pe controller. Lăsați-mi voi în comentarii dacă sunt cu eu. Sunt și atent acum să văd așa ce face, cum joacă. Facem ca un mini view party. Ce frumos, i-a luat high ground-ul. Se mișcă, e foarte satisfying movement-ul de pe controller. Wow, wow, ce shotron i-a dat lui ăla. A, n-a murit, wow. Bine, mă. Vă dați seama că pufletul ăsta avea 8 ani când s-a lansat Fortnite-ul. Și acum joacă și câștigă turnee. Am insane, deci mai are 5 medkits-uri. Medkitsane, i-a luat, ce frumos a luat zidul ăla din față, dar na. Am insane. Se vede, bro, se vede că e controller, dar se descurcă omul meu. Cred că dacă aș fi controller, m-aș uita un pic la ce setări are pufulețul ăsta. Wow, să le copiez și eu. Chiar vă recomand căutați setările lui. Ia câștigă meciul, mai sunt 4 persoane rămase, e meciul 2. Ia, deja i-a zis antrenorului să se ducă în zonă. Are 5 medkits-uri. Îl vede pe ăla, îl vedea pe ăla acolo. A. E 1 versus 1. Cred că da, câștigă. Care sunt șansele să nu câștige cu 3 medkits-uri? Cred că e meciul lui. Let's go! Let's go, baby! Let's go! Let's go! We're so good, Dan! Let's go, baby! Bravo, mă! Iarăși endgame aici cu el. Omul este literalmente insane la joc. Un pufuleț mic de 14 ani care rupe Fortnite-ul în două. Eu, repet, nu îl știam, dar o să îl știu de acum și dacă o să-l văd, nu știu, că face live sau dacă o să-l văd la vreun view party, la un turneu, chiar o să mă uit. Chiar sunt curios. Cel mai tare sunt impresionat. Am mai văzut pro player, dar sunt impresionat că e de pe controller și cât de bine joacă de pe controller. Movement-ul ăsta e foarte satisfying dacă îl vedeți. Parcă se mișcă exact cât are nevoie să ajungă unde are nevoie. Nici eu n-am înțeles ce am zis, dar înțelegeți ce am zis. Are tot viitorul să ajungă un professional player foarte, foarte mega cunoscut. Oricum, o să-l susțină majoritatea. Sunt sigur că și voi îl susțineți. Vă place foarte mult că e controller. Și na, controllerii susțin controllerii, nu? Ia să vedem, câștigă și meciul acesta, omul meu. Și voi, cei care îl știți mai bine pe Moneymaker, lăsați voi în comentariu dacă personalitatea asta toxică așa e adevărată sau e doar un caracter pe care îl face el pentru live-uri și astea. Eu sunt tare curios. A luat flopperul. Seamănă cu un flopper? Seamănă un pic. Uite alt player acolo. Wow, dar eu acum observ cam cât de folositor este să ai un antrenor care îi zice câte meciuri are, care îi zice unde să se ducă. Nu știam că e chiar atât de insane să ai un antrenor. Dar probabil e și meciul lui. Wow, să câștigi. Deja țipă tu easy. Da, mă, e un mini Ștefan Schemăru. Ia să mi-a zis antrenorul să dea grapple away odată. Wow, insane. Da, nu mai are cum să piardă, bro, nu? Insane. Are și bandaje aici, GG. Ah, nici nu le interesează bandajele. Mai avea bandaje dacă ceva, dar nu. Ireal. Mie nu prea-mi place meta-ul ăsta cu heal-off la final.
Mare 3 medkit-uri, bro. Mare 3 medkit-uri. Greu, greu să nu câștige meciul. Păi du-te înapoi, ufuleț mic. Du-te înapoi, că mai aveai bandaje. Mamă, a rămas doar cu 2 medkit-uri. Senzațional, bro. Voi vă dați seama ce emoții ai în momentele alea. Și câștiga, mă, ufulețul. Bravo, ce să zic. Insane. Paul de un pe shop, dacă vrei să ai noroc.